trebuie să înțeleagă că doar participând la luarea deciziilor putem responsabiliza un copil. Îl putem învăța să-și exprime opinia și să lupte pentru aceasta. Îi putem șterge cu buretele mentalitatea greșită, precum că acțiunile lui sunt prea mici pentru a conta, că mersul statului și politica nu sunt niște subiecte interesante și că oamenii politici sunt oricum, în general, oameni răi. Trăind printre ele, vă pot spune că această mentalitate greșită este promovată și suprapromovată în rândul lor. Dar cum să facem acest lucru, când reprezentanții elevilor aleși democratic sunt deseori persecutați atunci când luptă pentru interesele elevilor lor? Cum putem face acest lucru când elevul este constant descurajat să-și afirme punctul de vedere și să lupte pentru acesta, pentru că ar putea leza opiniile unei persoane descrise ca fiind net superioară lui? Într-un sfârșit, mesajul adulților de mâine către adulții de azi este: ajutați-ne să devenim o comunitate în adevăratul sens al cuvântului. Ajutați-ne să învățăm ceea ce înseamnă cu adevărat democrația. Arătați-ne cât de importante sunt opiniile noastre, cât de important pentru stat și indirect pentru noi este să fim activ civic. Învățați-ne ce înseamnă puterea celor mulți. Ajutați-ne să rămânem români. Mulțumesc!